Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Isabela Neagu și vă dau o întâlnire din nou în emisiunea Prin Plan. Ca de fiecare dată v-am obișnuit cu subiecte frumoase, sperăm noi, cu oameni de poveste și de această dată alături de mine am un alt suflet de poveste care are foarte multe lucruri minunate să ne povestească, un antrenor de viață. Alături de noi este Gabriela Neagu, life coach, pentru că aveam nevoie de cineva care să ne povestească mai multe despre viață, despre viața trăită. Bine ai venit alături de noi și îți mulțumesc pentru că ne bucur cu prezența ta. Bine, v-am găsit și mulțumesc pentru Cu invitație. tot dragul. După cum văd și telespectatorii noștri, este iarna afară, încă suntem în anotimpul iarna și chiar mă gândeam ce decor frumos avem noi de această dată. Tu ai o poveste de viață foarte frumoasă și putem spune că nu de puține ori viața ți-a oferit și acele examene prin care a trebuit să treci. Acum te ocupi de o firmă, o agenție imobiliară și iată că drumul tău este cu totul altul față de ceea ce o să ne povestești în întâlnirea noastră de astăzi. Ce înseamnă pentru tine această schimbare? Sau mai bine spus, această transformare, pentru că la tine tu nu ai renunțat la activitatea pe care o desfășurai și înainte, ba din contră, această misiune de viață vine ca o completare a ceea ce faci, de fapt, în viața de zi cu zi. Este adevărat. Fiecare dintre noi, pentru că i-am amintit de poveste, avem povestea noastră de viață și nu întâmplător suntem aici pe această planetă cu voia bunului Dumnezeu. Am venit să experimentăm viața. Ce este mai frumos decât să fii într-un trup, într-un corp uman și să experimentezi emoțiile, sentimentele, bucuria, fericirea, supărarea uneori și Toate toate acele celelalte trăiri care ne fac să trăiri, fim oameni. trăiri de care oamenii fug. Normal, nu este nimic ne la locul lui. Noi suntem înzestrați cu un corp și cu acest, să spun, barometru al nostru, care este barometru emoțional, fără de care nu putem trăi, pentru că noi luăm pulsul Exact. vremii, luăm pulsul vieții, luăm pulsul evenimentelor pe Și care le oricum trăim. viața și are un curs al ei pe care îl urmează, indiferent că noi vrem sau nu să trecem prin Da, anumite momente. viața este viață. Ea este dată așa cum este. Important este cum o vedem noi și cum o trăim noi, cum reacționăm, cum acționăm, cum simțim evenimentele care vin peste noi. Și da, eu pot să spun că în ultima vreme, și asta se întâmplă de 10 ani încoace, eu experimentez viața la maxim. Pentru că până acum 10 ani am o vârstă destul de Nu frumoasă. se vede. Nu se vede, mulțumesc. Eu sunt mândră de vârsta mea, sunt mândră că am venit aici, sunt o ființă umană și peste tot, pretutindeni, îl văd pe Dumnezeu în tot ceea ce mi se întâmplă acum, la ora actuală. Dar nu a fost dintotdeauna așa, pentru că viața ne încearcă. Ne încearcă tocmai pentru că este o școală și te pune la colț Avem câte un uneori. examen de trecut în fiecare zi, din păcate. Absolut, în fiecare zi, pentru că în fiecare zi, așa cum spun eu, este o nouă viață. Astăzi mă trezesc și primesc cu bucurie ceea ce mi se întâmplă, chiar dacă uneori am lecția de învățat. Pentru că dacă nu am această lecție, nu am cum să evoluez. Categoric. Și stând acum de vorbă, mi-am amintit de faptul că ești un alt suflet frumos pe care l-am cunoscut prin intermediul Facebook-ului și că acolo prietenii tăi pot vedea că ai, de la începutul anului mai exact, ai un ritm de viață foarte echilibrat. Și spun asta pentru că, indiferent de vremea de afară, indiferent că poate te doare ceva sau nu vrei în ziua respectivă să ieși afară, tu îți păstrezi ritualul de a alerga, de a face mișcare. Da, în primul rând este o disciplină pentru mine și chiar am avut o prietenă care mi-a spus, mă, tu chiar faci treaba asta, adică să nu o faci așa pur și simplu că trebuie. Pentru mine nu trebuie nimic. Eu am ajuns să privesc viața ca pe un dar.
Dumnezeu mi l-a dat și eu trebuie să mă bucur de el, să contemplu ceea ce îmi dă. Și atunci alerg cu bucurie. Am alergat prima zi, am văzut că îmi place și alerg în fiecare zi. Uneori, într-adevăr, sunt obosită. Trebuie să fiu sinceră și pentru că îmi place autenticitatea, sunt câteodată obosită și n-aș vrea poate să mai ies la alergat. Dar mă gândesc că îmi răpesc această bucurie și că pofta vine mâncând. Exact, și poate și vremea de afară uneori te învie mai mult să stai în pat decât. Dar nu mă ajută și vremea, să ieși la alergat. Avem nevoie și de ploaie și de zăpadă. Ne bucurăm în felul acesta activ de fiecare anotimp. Anotimpurile sunt date cu scop, da. Nu este nimic întâmplător și atunci toate sunt binevenite. Sunt pentru binele nostru cel mai înalt, cum spunem. Categoric. Și poate și această disciplină interioară pe care ne-o impune, pentru că vrem, nu vrem, plăcându-ne ceva, e ca și când ar fi impus. Autoimpus, mai bine spus. Te ajută să te echilibrezi și să te reechilibrezi interior de fiecare dată, chiar și atunci când ai o problemă. Da, despre asta este vorba, că dacă nu avem o disciplină de viață, nu putem să facem chiar ce vrem noi, care însemna că nu ajungem exact la rezultatele dorite. Da, dacă eu vreau să, nu știu, să am un corp frumos, trebuie să fac niște acțiuni pentru asta. Da? Deci îmi pun obiectivul să ajung la o siluetă și atunci trebuie să am grijă cu ce mă hrănesc, cu mișcarea pe care o fac, să am disciplină în sensul ăsta, că altfel... Categoric. Lăsăm și totul la voia întâmplării și nu funcționează. Stau acum și mă gândesc cum se îmbină cele două misiuni de viață ale tale, atât agenția imobiliară cât și partea de antrenament de viață pentru oameni. Da, eu mă antrenez pentru viață din copilărie și de fapt asta facem cu toții, pentru că atunci când am venit, nimeni nu ne-a spus cum să ne trăim viața. Am învățat-o pe parcurs, am învățat-o de la părinții noștri, nimeni nu ne-a dat acel ghid de funcționare în viață, dar am învățat de la părinții noștri și cât s-au priceput, ne-au transmis și ei din generație în generație această învățătură. Dar am ajuns după o anumită vreme să-mi pun întrebări, dar de fapt cine sunt eu? Care sunt visurile mele? Dacă mama și tata și-au dorit un anumit standard de viață, eu ce vreau să fac mai departe? Nu, am făcut și eu ceea ce au făcut ei. Da, mi-am făcut o casă, mi-am făcut familie și nu am fost mulțumită întru totul. Adică simțeam că pot să fac mult mai mult decât asta. Că dincolo de aceste roluri și de aceste măști, ca să spun așa, pentru că le învățăm de mici, să ne comportăm într-un anumit fel ca să nu supărăm pe ceilalți, ca să nu vadă ceilalți că suferim. Nu intru în detalii pentru că este un alt subiect, dar pe parcurs ne dăm seama că dincolo de tot ce am învățat, ni se răstoarnă toate miturile, pentru că noi suntem mult mai mulți, suntem esență divină și revin la ceea ce am concluzionat după atâția ani. Și o spun din toată inima că suntem esență divină. Categoric. Fiecare dintre noi reprezintă ceva acolo într-un univers. Absolut. Pentru care am fost creați. Și stând acum și ascultându-te, mă gândesc la faptul că de multe ori oamenii sunt siliți, sunt forțați sau poate vor să poarte măști. Măști ale unor emoții, ale unor sentimente sau măști ale unor situații prin care trebuie să treacă și automat da, trebuie să își pună acea mască pentru a putea să iasă din momentul în care sunt. Oare aceste măști reușesc să ne mai păstreze autentici și sinceri față de noi înșine? Nu, ele sunt acolo cu rol de protecție. Pentru că dacă n-ar fi, noi am suferit. Și atunci ne punem masca, poate eu sunt în interiorul meu un om sensibil și ca să nu se vadă această sensibilitate, pentru că alte persoane poate ar profita de lucrul acesta, îmi pun masca și îmi pun masca omului dur care vine și își impune punctul de vedere. Dar eu nu sunt împăcată cu mine. În momentul ăla se produce o scindare, se produce o ruptură între cel care sunt și cel care vreau să fiu. Și atunci, asta înseamnă autenticitate, să vii și să nu mai trăiești în mintea ta cu fricile și temerile, pentru că noi tot timpul avem impresia că ceea ce avem în mintea noastră se va și întâmpla și în proporție de
99% nu se întâmplă ceea ce noi credem. Și atunci venim și coborâm acea minte în inima noastră, cum îmi place mie să spun, și să trăiesc acolo în autenticitate. Pentru că atunci când eu sunt autentică și m-am ridicat mâinile sus, ăsta sunt, da? Și spun lucrurilor pe nume, dar din inimă, cu dragoste, cu iubire, tu mai te mai superi pe mine. Deci nu o să fii șocat. Acea sinceritate pe care de multe ori nu o mai recunoaștem și nu o mai folosim, tocmai pentru că ne este teamă să nu devenim vulnerabili în fața celorlalți. Da. Și vulnerabil și să nu... Omului nu-i place să-i se spună adevărul în față. Ce am observat eu, pentru că lucrez cu oameni de atâta timp, se feresc să... le e frică să afle adevărul. Adevărul te eliberează, se spune în Biblie. Unii oameni sunt împovărați de adevăr pentru că nu suportă. Ei au niște filtre, ei văd viața prin anumite filtre și atunci ce ar însemna să vină adevărul strălucitor și să-i orbească? Trebuie să ia bucățică cu bucățică, să învețe cum să facă asta. Și fiecare om este pe calea lui. Este pe cale, dar fiecare într-un anumit punct. Asta nu înseamnă că unul de viață. Nu înseamnă că unul suntem mai bun, mai deștept decât celălalt. Nu. Suntem altă versiune, o versiune mai bună. Eu sunt o versiune mai bună a mea de acum 10 ani, de acum 20 de ani, de acum 30 de ani. Pentru că tot timpul am venit, am învățat, am experimentat și am văzut că de fapt viața este despre cu totul altceva. Dacă ai putea să ne spui în câteva cuvinte, să ne faci un rezumat a ceea ce ai trăit tu până acum. La ce s-ar... cum am putea să descriem viața, viața pe care ai trăit-o tu și pe care poate de multe ori o trăim cu toții, pentru că, deși suntem unici, trăirile, emoțiile, sentimentele ne apropie. Da, pentru că noi suntem mai mult asemănători decât diferiți, prin natura noastră umană. Și cu siguranță sunt multe femei care au trăit ceea ce am trăit și eu, pentru că până la anumită vârstă, să spun așa, am fost într-o drama vieții mele. Credeam că despre asta este viața și că dacă ai o familie și ai o casă și ai tot ce trebuie, poți să accepti un partener care nu se poartă tocmai cum trebuie cu tine, nu. Doar pentru a avea acele nevoi ale sociale. Da, pentru că nu să ne împlinim nevoile și mai puțin dorințele. Toată lumea vrea să împlinească nevoile de bază, că este normal să supraviețuim, să trăim, să ai un adăpost asupra capului, să, eu știu, să fii în societate, să ai un post, să ai un rol, pentru că, din păcate, societatea noastră cam pe valorile astea se bazează. Și nu se încurajează ca oamenii să se deschidă pentru că ar însemna poate un pericol. E acel moment în care devenim vulnerabili, fără să ne dăm seama, poate, când suntem mult prea sinceri cu cei din jur și ne deschidem sufletele mai mult decât ar trebui. Da, dacă ți-l deschizi fără teamă, fără frică, nu pățești nimic. Dacă ți-e frică că ceilalți te vor răni, tu de fapt asta atragi, pentru că funcționăm pe baza legii atracției și în viața noastră vin exact lucrurile de care ne temem cel mai tare. Zice o vorbă, să nu-ți fie frică, să-ți fie frică. Așa că nu se întâmplă nimic, experimentează. Eu asta fac în momentul ăsta. Și mi-am îmbunătățit și relațiile, mi-am îmbunătățit viața în primul rând. Sunt alt om, sunt cu totul alt om. Un antrenor de viață, pentru că îmi place să păstrez această titulatură în limba română, pentru că suntem români până la urmă. Cred că trăiește întâi viața prin prisma lui, pentru ca mai apoi să o poată oglindi și transpune și în spectrul trăirilor celorlalți pe care vrea să îi îndrume și să-i călăuzească pe o cale bună, frumoasă și armonioasă a existențelor pe care le au. Eu mă gândesc că dacă alegeam meseria asta la 20 de ani, n-aș fi știut să mă mulez atât de bine pe ea și să o practic, pentru că n-aș fi avut acea experiență de viață. Nu poți să înțelegi un om din fața ta dacă nu ai trăit tu și nu ai călcat tu mai înainte pe acea cale.
Da? În momentul în care te uiți în urmă, nu te uiți cu superioritate față de celălalt, te uiți să-l ajuți, pentru că Dumnezeu de fapt de asta și permite ca tu să evoluezi și te ajută când asta vrei, când îți dorești, Dumnezeu chiar te ajută. Sunt surprinsă. În fiecare zi sunt surprinsă de ce mi se întâmplă. Nu mai îmi programez nimic, pentru că sunt doar atentă la gândurile mele și atunci, dacă am gânduri bune, pozitive, Dumnezeu mă răsplătește și fac acțiuni, bineînțeles, în sensul ăsta, Dumnezeu mă răsplătește cu rezultate pe măsură. Și nu m-aș fi gândit eu la rezultatele alea așa cum s-a gândit El de bine. Da, uneori ne surprinde, având în vedere că le pune pe toate la locul lor, chiar dacă noi nu le știm locul în momentul respectiv. Da, noi suntem aici, avem vizibilitate minimă. Și avem acea micro viziune pe care... Sigur că da, dar El are planul întreg și știe foarte bine ce rol are fiecare, pentru că de fapt noi suntem o variantă a lui Dumnezeu în trup uman și atunci El se îngrijește cel mai bine de ceea ce suntem noi. Ce bine ar fi să fim toți numai așa, dar din păcate există și acea latură mai puțin plăcută a oamenilor, de care ne ferim tocmai atunci când nu vrem să devenim vulnerabili, pentru că inevitabil trebuie să recunoaștem, deși eu sunt o fire foarte optimistă și pozitivă în general și îmi place în oameni să văd acea lumină pe care... uneori, din păcate, o ascund, trebuie să recunoaștem și să fim suficient de realiști și să ne dăm seama că există și acea latură mai puțin plăcută a oamenilor, care de multe ori ne împiedică să vedem frumosul din inimile lor. Păi, exact ce spuneam, ei trăiesc în mintea lor și în ego. Ei nu se iubesc pe ei. Deci ce înseamnă iubirea de sine? De fapt este acea iubire pentru tine, să te umpli tu cu iubirea asta divină și apoi te reverși asupra celorlalți. Dar dacă tu nu te iubești, ești închistat, nici ceilalți nu vor veni către tine, pentru că nu primesc de la tine. Este un schimb între noi. Dacă eu dau și tu îmi vei da, dar dacă eu nu-ți dau nimic, îți dau numai neplăcere și suferința mea, fugi, pentru că acolo unde nu este bucurie, nu este viață. Eu așa simt că viața înseamnă bucuria de a trăi. Dacă eu sunt supărat și necăjit, eu fug de viață, de fapt. Nu sunt acolo în focul vieții, nu? Nu trăiesc, nu ar. De ce ar trebui să trăiesc, de fapt? De ce? Da, exact. Exact. Nu știu, de fapt, care este menirea lor. Au venit și cred că este normal să mă scol dimineața, să mă duc să cumpăr pâine, să pregătesc masa, să vină soțul, să mă uit la televizor și m-am culcat și a trecut ziua. Și... doar la atât se reduce ziua? Trebuie să ne descoperim în fiecare zi și nu de puține ori ne putem descoperi făcând lucrurile care ne plac. Spre exemplu, tu alergând și în această activitate zilnică pe care o ai, sunt sigură că și întâlnești foarte mulți oameni, foarte multe echipuri, unele mai vesele, altele mai puțin vesele, oameni care sunt... pur și simplu au inimile îngreunate de griji, de nevoile pe care le avem fiecare dintre noi, de dorințele care ne apasă de fiecare dată când nu le îndeplinim. Și mă gândesc acum ce simți în momentul în care întâlnești toate aceste echipuri. Oamenii au nevoie de cineva care să inspire și... ăsta a fost și unul din motivele pentru care scriu pe Facebook. În fapt, drept pentru care am primit feedback-uri de la prietenii mei de pe Facebook în fiecare dimineață, chiar dacă nu-mi dau like, ei mă urmăresc. Și când mă întâlnesc cu ei, îmi spun, măi, știi cât m-a inspirat? Uite, mi-am propus să ies eu, dar să mai treacă un pic zăpada, să mai... Chiar vreau să te întreb la un moment, dar s-ar putea să strângi un grup compact prin puterea exemplului tău. Păi știi că am văzut un film în care alerga, tipul respectiv din film alerga, el își pusese în cap să alerge și inspirase atâta lume că într-un moment s-a uitat în spatele lui și era o grămadă de oameni care alergau alături de el. Poate acel film te-a și motivat să începi această... Mi-am adus aminte.
de el printre altele. Da. Da, dar nu se știe subconștientul când ne presare acolo o sămânță și în ce moment, absolut, în ce anume când moment ai nevoie, ți-o scoate la suprafață. Da, exact. Da, da. Trebuie exact să avem mare grijă ce băgăm în subconștient. Și a dorit cineva sau să fie alături de tine în, în aceste alergări? Da, 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 da. Chiar adică ai avut și compania prietenilor de am pe Facebook. Am avut și companie, da, și nu prea multe, dar am avut încurajări și feedback-uri că da, o să ieșim și noi. Și asta m-am bucurat. Înseamnă că e bine, e mai bine să faci lucruri bune pentru ceilalți, da, să inspiri, decât să te plângi și să-i descurajezi și pe ei. Este acea putere a exemplului pe care a trebuit să o avem unii față de ceilalți și... Da, toți avem calități, avem, suntem așa niște oameni frumoși, cu toții, deci chiar și cel mai supărat om. Eu am așa, cum să spun, o chestie a mea de mică, urmăream oamenii. Deci probabil că nu degeaba am ajuns exact în postura asta, pentru că eu eram foarte atentă la cine era în fața mea. Chiar și cineva care mătura strada pe mine, eu mă uitam cu atenție. Poate învățam ceva de la omul ăla, pentru că fiecare om are ceva bun în el. Trebuie da să-l vezi scânteia aia, să vezi lumina din sufletul lui. Nu întâmplător, eu spun de fiecare dată că pentru fiecare om copilăria înseamnă temelia vieții. Atunci, dacă suntem suficient de atenți, mai târziu putem să descoperim ce, misiunile pentru care am fost pregătiți de către viață, de către divinitate, pentru că sunt acolo lucruri care ne marchează viața și poate ajungi și într-o anumită etapă a existențelor noastre să o să ne dăm seama că îmi plăcea să fac lucrul ăla de mic, poate am știut să-l cultiv, poate n-am știut să-l cultiv și a însemnat o împlinire sau o nemulțumire sufletească. Da, eu mi-am dat seama, apropo de ceea ce spui zilele acestea, contemplând așa ce mi se întâmplă, zic, Doamne, ce faci Tu cu mine? Tu mă repui acum pe niște șine, pentru că eu am fost deraiată, să spun, de la această împlinire a mea, ceea ce am eu de făcut misiune, așa simt eu, așa cred, într-un moment în care am avut o perioadă mai puțin bună în viața mea, dar acea perioadă, privind-o în urmă, este perioada mea de învățare. Da, așa am învățat eu, de pentru că dacă aveam, vieții. Dacă aveam acel instrumentar, să spun, acel ghid de viață și știam exact ce am de făcut, ajungeam cu ușurință la ceea ce aveam de împlinit. Așa a trebuit să trec prin toți pașii, prin toate, dar asta m-a făcut să mi se deschide sufletul și mai mult, să fiu atât de bucuroasă și de fericită de viața pe care o am, încât onorez cu bucurie și acele momente mai puțin plăcute din viața mea și oamenii care au fost atunci, pentru mine îi numesc acum cei mai buni profesori. Poate altă dată m-am îndreptat cu gânduri rele asupra lor, cu vorbe mai puțin frumoase, că displăceau cum se comportau cu mine, dar acum îmi dau seama că erau oglinzile mele și pentru faptul că nu mă prindeam de la început ce am de învățat, a trebuit să trec. Da, toată perioada asta. Nu întâmplător și în viață picăm anumite examene pentru a putea să le trecem la timpul potrivit. Să le trecem și să le înțelegem, să înțelegem de ce am picat. Dacă nu înțelegi, aici este lecția. Îl mai picăm de 10 ori până vom înțelege. Pentru că viața tocmai asta, te duci la un examen, dai examenul și iei nota, dar în viață faci experiența și după aceea viața îți dă nota. Da, acele lecții pe care trebuie să le învățăm și să le folosim. Și faptul că tu ai avut un anumit moment în care poate că a trebuit să o iei de la capăt. Exact. Și poate a fost că... un moment în care și văd mulți oameni cărora le e frică să o ia de la capăt. Și cu această ocazie pot să transmit acest mesaj că da, se poate. Important este să te conectezi la visul tău și să te conectezi la cine ești tu și să nu te mai uiți în jur la cei care vor să te descurajeze. Pentru că ei au drumul lor, au visul lor și dacă tu nu-ți urmezi calea ta și visul tău, vei trăi în visurile altora și vei face pentru ei ce vor ei să faci, când de fapt tu poți să faci ce vrei tu pentru tine.
și poți să ajungi la rândul tău să inspiri pe alți oameni să facă la fel. Eu asta în momentul ăsta asta fac și o fac cu tot dragul, pentru că asta mi-a rămas de făcut. După ce ne vom întoarce din pauza publicitară, aș vrea să vorbim puțin, pentru că nu am ales întâmplător să pun titlul acestei întâlniri, Dragostea de viață. Pentru că trebuie să ne iubim viețile cu bune și cu rele, indiferent că avem sau nu anumite persoane pe care ni le dorim în viața noastră, trebuie să rămânem cu ideea că noi trăim pentru noi. Și mai departe o să descoperim poveștile după ce ne vom reîntoarce după pauza publicitară. Revenim imediat!